Visul handbaliștilor gurgeni de a prinde un bilet spre cupele europene s-a spulberat dramatic, deși obiectivul Energiei este un loc în primele șase echipe din Liga Națională de Handbal Masculin, echipa gorjeană a ajuns codașa clasamentului. Ultima poziție în clasamentul Ligii Naționale le priește handbaliștilor gorjeni, ținând cont că nu au avut nicio tresărire de orgoliu și au ajuns la 7 eșecuri din 8 partide jucate. Pentru Energia urmează o pauză competițională de 3 săptămâni, perioada în care handbaliștii gorjeni vor trebui să se concentreze pentru a ieși din această letargie. În acest moment, jucătorii și tehnicianul au salariile reduse cu 50%. Decizia minorii salariilor la 50% derivă din locul pe care îl ocupă în clasament și îndepărtarea de obiectivul care a fost asumat la începutul sezonului. Deci, deocamdată, săptămâna aceasta, respectiv mâine, vor intra salariile aferente lunii septembrie, dar vor intra înjumătățite, 50%. Este prima măsură care am decis-o, urmând a vedea ce efect are și care va fi parcursul ulterior a echipei. Deocamdată e prematur să discutăm de alte măsuri administrative. Oricum, îndepărtarea de obiectiv a generat reducerea, mă rog, înjumătățirea salariilor, așa cum ziceți dumneavoastră. De asemenea, a fost discutat și un armistițiu la Energia. Până la finalul anului, echipa are termen să schimbe atitudinea. Să vedem ce se va întâmpla în meciurile, cele șase meciuri care mai sunt până în decembrie, și atunci vom avea o nouă ședință în care să hotărâm ce e de făcut mai departe, în funcție și de rezultatul celor șase partide care mai sunt de disputat. 4 din tur și încă 2 din retur. S-a acordat credit băncii tehnice până în decembrie, în sensul în care așteptăm o revenire a echipei și o clasare undeva mai apropiată de obiectivul care îl are și de valoarea care zică ea echipei. Sperăm în perioada asta de 2-3 săptămâni în care campionatul e întrerupt datorită acțiunilor federației, să reușim să recuperăm toți sportivii care sunt indisponibili. Am stabilit un fel de armistițiu pentru astea șase etape, în care ei să ne arate că nu sunt cei pe care îi recomandă locul și noi să luăm deciziile care trebuie mai departe. Cu sabia deasupra capului, Andrieș a mărturisit că nu se teme de demitere. Nu mă tem pentru nimic, mă tem doar pentru alte lucruri. Să fiu, principalul obiectiv al meu, să fiu sănătos. Celelalte, asta e viața, mă repet, viața antrenorului. Ai rezultate, ești ok, n-ai rezultate, apar problemele. Și contestatarii sunt foarte mulți, e normal, e firesc. Dacă ne uităm ce avem la dispoziție, cred că antrenorul este de vină. Ghilimelele puneți dumneavoastră. Jocul slab al handbaliștilor pregătiți de Liviu Andrieș a adus rezultate pe măsură, iar viitorul pare sumbru și cu gust de retrogradare.